Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării unde tigrii, girafele și leoparzii sunt vii. Rogi lupul să te ia puțin în cârcă și când colo te mănâncă. Hei, ca pescufița roșie te-ar mânca, cușca dacă l-ar lăsa. Dar, vedeți, aceste cuși de fier sau colivii sunt ca niște părinți ale lor. Au grijă să nu facă prostii. Copiii, lăsați un pic gălăgia. Faceți acum cunoștință cu zoologia. Iată, aici reprezentanții mândrei faune care știu să urle, să ragă, să zbiere și să schiaune. Dar mirați-vă mai încet, dragii mei, ca surziți acești lei. Oriunde întorci capul, vezi un șarpe sau un leopard care sare peste un gard. Iată tigrul adus din Bengal cu cheltuială. Toată blana de pe el e naturală. Mirela, acela nu se strigă cuțu-cuțu, că e struțul. Balaurul care se prăjește pe nisip e crocodilul, iar bazinul de lângă el e nilul. Elefantul care vă privește ursuz e întrebuințat în loc de troleibuz. Încaleci pe-l dimineața și pleci la școală, mergând 1000 de stații prin pădurea ecuatorială. Sahara e o regiune și mai dificilă. Pe acolo circulă numai această cămilă. Oriunde ar pleca, își ia întotdeauna apa cu ea. Așa cam la vreo 2-3 butoiașe. Cred că în cele 2 cocoașe. Fiindcă e limpede ca bună seara, nu poți ști când curge apă în Sahara. Kangurul, uite, are blana roșie. Ca să nu-și piardă puii, îi poartă cu el într-o sacoșă. Că i-a mai pierdut odată, i-a căutat Australia toată. Lupul trăiește în haite și pe la noi. Mănâncă dimineața oi, la prânz oi și seara tot oi. Din cauza acestui meniu fix, umblă oamenii după el prin păduri, cu puși, cu topoare, să-l cam omoare. Ursul polar poartă ca un moș cojoc și fular. Îi e ciudă că aici nu-i așa ger și ar intra într-un frigider. Ce să vă mai arăt? Rinocerul? Dromaderul? Grădina zoologică e foarte frumoasă, dar eu zic să mai mergem și acasă. E târziu. A sunat șarpele cu clopoței de ora 3 și animalilor nu le place să mai întârziem pe aici după orele lor de serviciu. Și apoi, cei urâți ori fi venit de la lucru acasă și acum ne așteaptă la masă. Și e musai până mâine în zori să le povestim totul, măcar de 100 de ori. Cum a fost, cum a decurs toată treaba. Altfel, înseamnă că am văzut atâtea jivine degeaba.